Povești cu lipici pentru cei mici. Copilul urs polar. Cu mult timp în urmă, în nordul îndepărtat, trăia un popor de oameni cunoscuți ca inuiții. Ei trăiau pe malurile înghețate ale Oceanului Arctic și se bazau pe ce prindeau din apă ca să se hrănească. O femeie bătrână din sat trăia singură. Luac nu avea copii și, deși vecinii împărțeau mâncarea cu ea, tot se simțea singură. Într-o zi friguroasă, Luac se plimba pe malul mării când a văzut un urs polar mic stând singur pe o bucată de gheață. S-a dat înapoi de teamă să nu fie mama ursulețului prin apropiere, dar ursoaica nu era pe nicăieri. Cred că mama lui a murit și micuțul a rămas singur. Luac a luat puiul și s-a uitat în ochii lui. Da, amândoi suntem singuri, dar asta s-a terminat. O să fii fata mea și te vei numi Nuca. Luac a luat puiul la ea acasă. Din acea zi, dragostea ce și-o purtau una celeilalte a crescut. Copiii din sat au îndrăgit-o pe Nuca. Acum Luac nu avea să mai fie singură, căci ursul și copiii îi țineau de urât. Ce mai râdea când îi vedea pe Nuca și pe copii jucându-se în zăpadă? Anotimpurile au trecut și Nuca a crescut mare și deșteaptă. Copiii au învățat-o cum să pescuiască și în fiecare după amiază ea venea acasă cu un somon proaspăt pentru Luac. Acum îi venise rândul lui Luac să împartă mâncarea cu vecinii. Nu a trecut mult și oamenii au început să șușotească. Erau geloși pe o ursoaică și pe calitățile ei de pescar. Gelozia i-a făcut să fie răi și proști. Era un om care era cu adevărat gelos pe ursoaică și numele lui era Suinac. Într-o dimineață, Nuca pescuia pe gheață. Prinsese deja doi somoni pentru Luac. Suinac s-a strecurat să fure peștii pentru el. Cum a pus mâna pe somon, Nuca s-a întors și l-a lovit pe Suinac. A căzut pe spate speriat, dar fără să fie rănit. S-a ridicat repede în picioare și a fugit la oamenii din sat. Ursoaica aia m-a atacat! E un pericol pentru noi toți! Nu mai putem lăsa să trăiască printre noi! Un copil a auzit pe om și s-a dus la Luac să-i spună ce s-a întâmplat. Când Luac a aflat veștile, a luat-o în brațe pe Nuca și a început să plângă. Viața ta e în pericol acum! Fugi și nu te mai întoarce aici! Nuca a înțeles că nu are nicio șansă. Luac și-a băgat mâinile în seu și s-a dat cu funingine. Apoi, ca să-i poarte noroc, a mânjit ursoaica pe o parte. După aceea, i-a zis din nou ursoaicei să plece și să nu se uite în urmă. Așa că Nuca s-a întors cu spatele și a luat-o la fugă. Bătrâna se uita cum aleargă spre dealuri până când doar pata neagră se mai vedea la orizont. Dar în curând a dispărut cu totul. Nuca s-a făcut nevăzută. Oamenii au venit după ursoaică, dar a fost prea târziu. Luac le-a spus că ar trebui să le fie rușine. Nuca nu a împărțit mereu peștii cu ei? Nu s-a jucat cu copiii fără să-i rănească? De ce ar ataca pe cineva? Ce s-a întâmplat cu adevărat? Oamenii din sat s-au întors către Suinac și l-au luat la întrebări. Curând acesta a spus adevărul. M-a atacat fiindcă am încercat să-i fur un pește, îmi pare rău, iartă-mă, n-am vrut. Luac l-a iertat pe Suinac, dar asta nu avea să o aducă înapoi pe Nuca. După ce fusese atât de fericită, Luac era din nou singură. Au trecut mulți ani, dar Luac nu a uitat-o pe Nuca. În fiecare zi se întreba ce s-a ales de ea. Într-o dimineață, Luac merse pe țărm și se apropie de locul unde a găsit-o pe Nuca. S-a uitat și a rămas uimită. În depărtare se vedea un pui de urs polar și încă unul, iar lângă ei era o ursoaică mare, o ursoaică cu o pată neagră pe o parte. Nuca! Nuca! Nuca a ridicat laba către Luac, dar aceasta nu s-a apropiat. Luac a înțeles. Nuca trăia în lumea ghețurilor și a zăpezii și nu se putea întoarce printre oameni. Luac s-a uitat cum familia de urși se îndepărta. Familia lui Nuca. Familia ei. Era foarte bucuroasă că prietena ei dragă a trăit și a făcut doi pui frumoși și sănătoși. Din acea zi se spune că un urs cu o pată neagră pe o parte nu va face niciodată rău omului. În schimb, niciun om nu va putea să-i facă rău. Traducerea și adaptarea.